Termoficarea în Galați a fost dezbătută joi într-o ședință la care a participat și ministrul energiei, Andrei Gerea. Iată că acel cât de curând chiar a fost curând, așa? Da, da. Așa este. Și astăzi putem să anunțăm cu bucurie, aș putea spune, reluarea acestui serviciu public absolut elementar de bază pentru o comunitate modernă. Reluarea furnizării agentului termic se datorează în mare parte combinatului siderurgic Gălățean, care a fost de acord să livreze aburul necesar încălzirii apei, dar și municipalității care a venit cu soluții. În primul și în primul rând, datorită combinatului, suntem în situația de a putea furniza agentul termic. În al doilea rând, e vorba și de aportul ministerului, care a avut și primul rând domnul Gerea, cu care am avut permanent un contact, cred că ne-am plictisit unul de altul, întâlnindu-ne, văzându-ne, discutând, negociind, pentru că de multe ori problemele sunt și peste domnia sa, și peste noi, depinde alți factori. Dar în cele din urmă am reușit să convingem și pe cei de la RomGaz. Din cele 660 de asociații de proprietari, doar 359 de administratori s-au întâlnit cu angajații Calorgal pentru a semna contractele de furnizare. Să nu uităm că asociațiile de proprietari care au încheiat contract cu Calorgalul pleacă de la zero. Deci Calorgalul sau asociațiile care vor beneficia de acest serviciu nu au datorii la Calorgal. În ceea ce privește, nu toată lumea va primi, așa cum bine știți, nu se poate furniza fără contract de furnizare încheiat. Noi am început să încălzim apa caldă în sistem. Estimările noastre spun că populația are beneficia de acest serviciu undeva de mâine până poimine vor beneficia de aici. Creanțele către apa termă vor fi vândute unei firme specializate în recuperarea datoriilor. Primarul Marius Stan îi avertizează pe Rău-Platnici că se poate ajunge la executarea silită a acestora în cazul în care nu se pot recupera banii. Fac apel la întreg sistemul care poate avea un punct de vedere, care poate avea o influență asupra fiecărui cetățean, să prezinte problema corect, să înțeleagă oamenii că fără plată nu poate funcționa nimic pe lumea asta.